Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, suntem în legătură directă cu stadionul municipal din Mediaș. Începe Superliga României. Liviu Antal, ultima dată în Ungaria, după ce în România ultima dată a evoluat la UTA. Vedem șutul de la distanță, nu foarte rău. Foarte bună recuperarea lui Minusota și poate continua periculos la marginea careului. Continuă japonezul! Babal Hasan, un aduc foarte mult jucător. Oh, e gol, e gol valabil, e gol! 1-0 pentru Hermannstadt. Daniel Paraschiv, nu se înțeleg. Nu se înțeleg Alexandru Iacob și Justin Popescu, un picior întins de Daniel Paraschiv. Primul gol marcat de Paraschiv în prima ligă, în minutul 28. Spunea ceva mai devreme despre el, că este acea tipologie de număr 9 modern. Aici de număr 9 complet. A simțit cumva că e loc să intervină. Să vedem însă această acțiune foarte importantă. Voinea șutează, este însă fault. Cred este intervenția lui Voinea asupra lui Minusota. Petrescu prelungește pentru Babal Hasan, nu este offside. Faza importantă, Babal Hasan trece și de Popescu, gol! 2-0 și Hermannstadt se îndreaptă spre prima victorie din noul sezon. Fază simplă, asistul lui Petrișor Petrescu. Babal Hasan, spuneam, 6 goluri marcate în sezonul trecut din Liga Secundă. Cred că este și prima sa reușită din prima ligă. Surprins foarte sus defensiva mioveniului și schimbă acum Alexandru Pelici, va intra Plănaru. De asemenea, a fost jucător la Sibiu, intră și Oancea. Ies Emanuel Dat, Panait. Acțiune în flancul drept, acolo unde pare Petrișor Petrescu, recentrare pentru Babal Hasan, șutul lui Babal Hasan, 3-0, dubla ganezului. Mare atenție la această echipă, a arătat impecabil astăzi, mai ales în linia mediană. Început teribil pentru mioveni în Superliga României. Alexandru Pelici deznădăjduit pe margine. Cum iese puțin mioveni la joc, nu mai are nimic din luciditatea specifică în apărare. Preluare bună a lui Babal Hasan, printre picioarele unui adversar reușește să finalizeze. Lansează din nou pe Călin Popescu, în fața sa este Ionuț Balaur, depășit foarte ușor, centrare cu exteriorul, gol! Este gol! Așa mi s-a părut. De revăzut faza. Încă un șut deviat, intervenție spectaculoasă a lui Justin Popescu. Meci excelent făcut la debutul din Superliga. Sau redebutul, mai bine spus, al lui Hermannstadt. Ce centrare frumoasă! Nu e offside, nu e nici gol. Ce frumos, Năstăsie, apoi...